Bună ziua, dragii mei, sunt Tarotela cu o nouă etalare la alegere pentru octombrie. Da, a început octombrie, dar mai avem destule zile și cred că unii dintre voi sunteți curioși să vedeți ce mesaje primiți pe această cale a tarotului, pe acest canal. Și eu încerc să-mi pun totuși în priză camera. Voi alegeți 1, 2 și 3. Va alege setul de cărți, eventual vă puneți pauză, da? Și eu mă pregătesc, nu mai pun pauză, că știți că uneori mi se decalează sunetul. Eu o să... Ia să-mi aleg și eu. Ok. Deci, aș vrea astăzi, luna aceasta, să fac un pic altfel. N-am mai făcut de foarte mult timp etalări în care folosesc cărțile invers. Da, dacă au sărit invers, le-am citit ca atare, dar setul de cărți este amestecat, însă acum îl împart în două și îl amestec. Numărul 1. Ce vi s-a pregătit pentru octombrie? O dată, de două ori, de trei ori. O să fac varianta 3. Ia uite, roata norocului se schimbă energiile. Foarte frumos. Jupiter, probabil că intră într-o legătură mai bună cu alte planete. Hai să vedem. Deci, 3, trecut, prezent, să zicem. Oh! Puterea invers, vedeți, da? Oh, 10 de spade invers. Interesant. Luna invers. În trecut. În prezent. 4 de spade. E bine. Eremitul. Și asul de cupe. E bine și așa. Decât deloc, e bine. Și invers. În viitor, regele de spade invers. Marea preoteasă invers. Și asul de monede invers. La capătul setului de cărți, 3 de spade în poziție normală, dezamăgiți. Dezamăgiți, dar vreți să aveți victorie, vreți să vă găsiți, să vă limpeziți în primul rând mintea, învățați să vă blocați teritoriul și inima într-un fel sau altul, dar nu în sensul rău al cuvântului. După ce aveți parte de acest adevăr pe care îl veți descoperi, veți învăța să vă protejați spațiul sacru, să vă protejați relațiile sacre. Eventual, alegeți. Ia să vedem ce alegeți. Să studiați, să investigați. Pentru că pentru mine, ca valetul de spade invers, este o persoană care urmărește, deci poate fi și o persoană care se documentează în tăcere, nu vorbește, se documentează în tăcere în legătură cu cineva, semnul racului sau al taurului, dacă vreți voi. Dar eu zic că eu așa simt. Că ar fi bine să investigați cum să vă regăsiți stabilitatea, cum să vă regăsiți misiunea, că faetonul merge către stea, către misiunea lui spirituală, dar după ce alegeți, după ce alegeți să găsiți, să înțelegeți de ce ați fost dezamăgiți, de ce ați fost răniți în niște situații, în niște relații, eventual într-o relație cu un suflet pereche. Însă, tendința este să fiți foarte precauți. Și dacă ați fost răniți, că se vede, da? Veți rămâne în picioare și asta este minunat. Dovedește și asul de spade și nouă de bâte. Veți rămâne în picioare. Mai înțelepți și cu încă o victorie și mentală și fizică în plus. Da, sunt multe dezamăgiri, dar nu-i nimic. Rămâneți în picioare.
Și veți fi apt să vă atrageți oameni, că aici e vorba de atracție, oameni la fel de puternici ca și voi. O să citesc cărțile un pic altfel, să nu vă șocați cumva, speriați, doar spuneți-mi cum rezonează. Oh. Pentru unii dintre voi, foarte posibil, cineva cu semn, în semn de aer sau cu marcaje importante în semne de aer v-a blocat. Și asta v-a dezamăgit profund, pentru că simțeați că este un suflet pereche. Simțeați chiar, probabil că și în sinastrie se vede, că aveți o conexiune profundă, nu doar atracție, că vă completați și totuși nu ați comunicat. Foarte posibil acest semn de aer să vă urmărească în continuare, dar voi, no problem, voi mergeți către stabilitatea voastră, mergeți cu determinare să vă mențineți sau să creșteți și financiar și social și intelectual și pe toate planurile. Vreți să vă regăsiți stabilitatea, poziția, repet, misiunea. Și vă luptați cu concurența, no problem, posibil că aveți marcaj în semn de apă, semn de pământ, am văzut, da, rac, pești, scorpion, am văzut aur, am văzut și gemeni, semn de aer, aha, da, știți semnele de aer, gemeni, balanță, vărsător. Ideea este că mergeți și luptați pentru o dragoste adevărată, pentru oameni care simt pentru voi. Vreți să vă construiți o nouă lume? Da? Să ieșiți dintr-o lume în care, sau din situații în care ați plâns, ați fost abandonați, da? Vreți să ieșiți, să lăsați în urmă. Și se vede că lucrați un pic, chiar dacă este greu. Nu zice nimeni că este ușor. În trecut, am zis, semn de aer, 10 de spade. Semn de aer, dar aveți și semnul leului, aveți și semnul fecioarei, de două ori. Semn de pământ aveți, afară de fecioară ar mai fi taur sau capricorn, eventual semn de apă, iar foarte multe cărți care exprimă apă și încă vreo trei care exprimă semn de aer. Dar, trecând peste semne. În trecut. Of. În trecut. Pentru unii dintre voi. Că v-a rănit un semn de apă, că v-a rănit un semn de aer, că v-a rănit cineva cu marcaj în leu sau în fecioară, iar poate să fie posibil. Asta ca să dea foarte multe variante, dar ideea principală este că ați fost trădați la maximum de multă lume, de multă lume. Dar să nu uităm că printre toate spadele acestea sunt unele pe care vi le-ați înfipt singuri în momentul în care v-ați mințit. Acel 7 de spade care apare în tarot poate să fie și momentul în care ne păcălim. Da? De multe ori ne-am mai înfipt o singur, ne-am tăiat. Dar ca atunci când curezi cartofi și te tai singur, da? Sau eu știu ce mai faci la bucătărie, te tai singur, da? Din neatenție. Din neatenție, din ignoranță, dintr-o viziune tradiționalistă, sunt multe motive, sau netradiționalistă, sunt multe motive când ne rănim noi. Adică acceptăm cuvintele altora prea pasiv. Și uite așa, adăugăm, nu ne luptăm, adăugăm la răni, nu ne luptăm pentru sănătatea noastră eventual și pentru protecția noastră, a voastră. Ideea este că ați trecut prin foarte multe și toată această lecție, să zic, acest ciclu a fost ca să vă întăriți, să ieșiți dintr-o stare, să zic, comună, terestră. Să creșteți spiritual. Multe din răni au fost în cuplu, ați relaționat cu oameni egoiști, cu oameni mai puțin evoluați spiritual decât voi, cu oameni care au avut secrete, care v-au vorbit urât, repet, și mai simt, pentru că n-am cum să ne zic de fiecare dată când văd această carte, trebuie să amintesc pentru unii dintre voi că sunt traume din copilărie, traume, aici e casa a patra pentru mine, traume din vieți anterioare și le-ați experimentat în relația cu familia, cu mama sau cu femeile care v-au amintit de mama voastră, nu contează când sunteți femei sau bărbați, da?
și în relația de cuplu. Însă cărțile au venit invers. În ultima vreme, deși ați pierdut multă putere, pentru că apare puterea invers, ați pierdut, ați consumat multă putere în această energie. V-au subt, v-au vampirizat de energie toate aceste persoane și situații care v-au rănit. Când văd 10 de spade invers, simt că începeți să vă vindecați, să le lăsați în urmă. Ele nu mai intră, ele rămân în jos, da? Și luna invers iar vorbește despre o, așa o simt eu, pentru că luna în poziție normală înseamnă secrete, confuzie, începeți să vă limpeziți referitor la niște karme care țin de zona voastră emoțională, de tot ce am zis mai devreme, da? Începeți să aveți claritate. Ați început în trecut. În prezent am zis, ați început să vă vindecați, în continuare vă vindecați. Aveți două cărți care arată introspecție, contemplare, rugăciune, 4 de spade. Cum am spus și mai devreme, posibil să vă vindecați, printre altele, în prezent și de această ultimă dezamăgire, la nu știu câte ați avut, da? Și vă vindecați, pentru că, uite, după 3, ce frumos, 3 și cu 1, 4. 3 și cu 1, 4, le-ați văzut mai devreme, vi l-am arătat. Vă vindecați, vă conectați prin acest moment de solitudine, de introspecție. Vă conectați, vă vindecați și fizic și mental de ultima dezamăgire și nu doar, și de celelalte. Această ultimă dezamăgire simt că este picătura care a umplut paharul, care a determinat implicarea voastră în vindecarea unor traume foarte profunde, în mod special a copilului interior. Pentru cei care nu știți, pentru cei care știți, știți că este un proces de vindecare îndelungat și foarte sensibil. O să mai discutăm despre asta. Deci 4 de spade. Că va dezamăgi semn de aer bine, adică nu e bine, dar asta e, face parte din lecție, din karmă. Acum, dragii mei, vă vindecați, v-am arătat 3 și cu 1, 4. Cărțile vorbesc și îmi place când vorbesc. Și pentru mine, v-am mai spus de atâtea ori, 4 de spade e similar cu eremitul. O stare de însingurare. Dar cu un scop, dragii mei, și nu e problemă pentru voi că sunteți singuri. Sunteți singuri că aveți acest scop, să vă găsiți lumina în întuneric. Pentru că până acum această lumină v-a derutat. Luna aceasta v-a derutat. Trebuie să găsiți altceva, soarele vostru interior. Adică, spiritul trebuie să-l găsiți, nu... Și odată ce-l găsiți, veți înțelege și lumea voastră emoțională. În prezent, în această însingurare, în această călătorie spirituală, că asta înseamnă pentru mine eremitul, probabil că în septembrie ați început mai multe, da, pentru unii, afirmații de sănătate, tehnici, preichi, eu știu ce, rugăciuni, altele decât ați făcut până acum, care vă vor atrage cât de curând vindecarea. Pentru că știți că pentru mine asul de cupe înseamnă, printre foarte multe, dragoste față de voi, vindecare, da? Și evident o nouă dragoste. Dar faptul că a venit invers e ok și așa. Chiar dacă încă nu sunteți în totalitate pregătiți, vindecarea vine, e pe aproape, e în prezent, în această energie a prezentului, care poate să varieze, evident, evident. Și pentru unii este foarte posibil să fie și o nouă dragoste. Dar, repet, de câte ori pot, această nouă dragoste vine cu adevărat în momentul în care vă vindecați, pentru că voi asta vreți. Nu vreți să acceptați orice fel de dragoste deocamdată, pentru că știți că mai aveți niște răni, niște traume profunde de vindecat. Și nu zic că nu primiți dragostea. Dragostea este în preajmă. Nu puteți manifesta încă nici dragostea față de voi, nici vindecare, nici o nouă dragoste până nu clarificați. Dar se vede că sunteți pe cale să clarificați, da? Asul de spade. Și să încheiați, dragii mei, vă arăt, da? Să mergeți, sunteți determinați. Să mergeți, să vă luptați pentru ce? Dragoste față de voi,
Regăsirea oceanului vostru, familiei voastre emoționale, spirituale, a dragostei adevărate, că pentru mine asta înseamnă dragoste adevărată, nu neapărat un om, e o energie, da? Și un nou capitol. Ieșiți din această dimensiune, pentru că e vorba de o dimensiune. Și iar am vorbit de traume, de copilul interior, aici este un personaj care iese, da, așa cum este copilul la naștere, dintr-un spațiu în alt spațiu. Încercați să ieșiți. Da? Sunteți în acest proces, sunteți în plin proces. Este la mijloc eremitul. În viitor aveți regele de spade invers, marea preoteasă invers și asul de bâte invers. Pentru unii, așa simt, așa zic, este posibil ca, dacă ați fost răniți de un semn de aer, cum am zis mai devreme, posibil să reapară la un moment dat regele de spade, dar regele de spade, dacă reapare, mai are ceva de lucru la el. Regele de spade sau persoana care v-a rănit nu s-a transformat. Voi încercați să vă vindecați, să vă transformați. Persoana aceasta încă nu, pentru că regele de spade în poziția aceasta invers nu este o poziție foarte potrivită pentru un rege. Regele de spade în general vorbește puțin, face planuri înțelepte. Este într-adevăr mai cool, mai rece, dar în sensul bun și înțelept al cuvântului. Da? Invers, este clar că merge către o regină de spade, către un personaj care vorbește adesea într-un fel oarecum mai negativ, da? Oamenii care v-au vorbit, da? Cam agresiv, să zicem, cam. Încerc și eu să-mi aleg cuvintele, dar foarte posibil că știți că sunt discuții și în familie, și în relații, și între cunoscuți. Sunt oameni care vorbesc mai puțin frumos. Acest personaj nu își ascultă intuiția. Și din acest motiv, nu puteți manifesta un nou început cu el sau cu ea. Asta ar fi un mesaj. Altul ar fi. Că nici voi, dacă ar fi vorba de voi, tocmai pentru că în prezent sunteți în plin proces de vindecare, toate cărțile vorbesc de vindecare, nici voi în viitorul apropiat, să zicem, nu veți fi apți în totalitate, zic, să vă ascultați intuiția. Și din acest motiv, repet, nu puteți manifesta o nouă relație. Pentru că această nouă relație pe care o sperați și o visați, ca orice om normal, trebuie să vină, să o simțiți că vine. Și dacă voi sunteți concentrați pe vindecarea voastră, sunteți oarecum conștienți că orice ofertă vine, trebuie oarecum amânată până vă vindecați complet. Acest rege de spade, faptul că a venit invers, dă în regina de spade. Și nu mă refer la bărbat-femeie, mă refer la energii feminine și masculine. Da? Feminin și masculin. Acest personaj despre care am zis și iar văd că revine mesajul, foarte posibil să vină pentru unii dintre voi, să vină în viața voastră, să vă spună, să spună că am zis, regele de spade nu prea vorbește, în această poziție vorbește mai brutal, mai necizelat, să zicem. Să vă spună niște secrete, pentru că Marea Preoteasă înseamnă secrete, invers înseamnă, ca și luna oarecum, revelarea unor
lucruri pe care nu le-ați știut. De ce nu ați putut manifesta o relație stabilă de lungă durată cu acest personaj? Pentru că această lipsă, cum să zic, nemanifestare, mai simplu, această nemanifestare v-a produs vouă această rană sufletească. Faptul că nu ați putut închega această legătură pe care ați simțit-o foarte profund și foarte posibil și ei au simțit-o, dar din niște motive. Poate că pentru unii acest semn de aer a avut un alt semn de pământ în preajma sa și a trebuit să se elibereze, da, să se elibereze de semnul de pământ ca să poată să manifeste altceva stabil cu voi. Hai să vedem ce alte mesaje mai vin. Pe vertical, puterea invers, v-ați consumat energia într-atât încât unii dintre voi chiar v-ați îmbolnăvit chiar și fizic. Chiar și fizic. Și a trebuit în prezent să vă restructurați un pic gândurile, să vă calmați mintea și să vă ordonați. Sau mai bine zis să vă... Da, am zis bine, să vă ordonați, să vă impuneți, patru, o energie fixă, un fel de a gândi care vă însănătoșește, da? Care vă aduce acest as de spade și o să reușiți, repet, o să reușiți. Interesant este că după patru de spade apare regele de spade, chiar dacă e invers. Oricum, este mult mai evoluat ca și energie decât patru de spade. Adică, pe vertical, cum arată cărțile, simt că învățați pe viitor să spuneți ce aveți de spus. Dacă în trecut ați reținut anumite cuvinte și din acest motiv ați pierdut putere, sper că înțelegeți unii ce vreau să zic, poate ați mai citit, e bine să spui adevărul. Bine, frumos ar fi să o facem într-o formă diplomată, dar dacă cineva ne obligă să gândim ca ei, să le înghițim concepțiile despre viață sau credințele, că avem aici totuși un eremit, da? E totuși o biserică. Dacă cineva și impune cu forța, cu ego-ul lor, ne impune un fel de a gândi, eu zic că începe să vă vindecați și să luați atitudine. Regina de spade sau regele de spade invers ia atitudine. Și nu este o atitudine blândă. S-ar putea să, așa zic, s-ar putea că așa simt, pentru că variază. S-ar putea unii să-i puneți la punct pe cei care v-au rănit și v-au sub de putere. Dar să nu uitați că toate aceste lucruri sunt pentru creșterea voastră spirituală, pentru că nu există creștere fără cădere. Da? E o cădere. Dar de aici începeți creșterea. Pe vertical, iar, 10 de spade, remitul, Marea Preoteasă. Am spus, începeți să vă vindecați, vă găsiți, sunteți în căutarea luminii, investigați tratamente naturiste, eliberări mentale, investigați. Eventual investiga și veți afla, că am zis că Marea Preoteasă înseamnă nu secrete, bine invers, descoperiți adevărul. Da? Descoperiți adevărul. Și îl veți descoperi, pentru că este confirmat în continuare, pe verticala aceasta ultimă, de luna invers. Descoperiți adevărul, dragii mei, dar stați un pic, ce simt referitor la asta? Este o atitudine, nu aș putea să-i spun religioasă, este o vindecare spirituală care se întâmplă în acest moment. Și descoperiți niște adevăruri care țin despre niște frici din viața anterioare, niște răni din viața anterioare, lecții spirituale din viața anterioare, adică dintr-o altă dimensiune, pentru că Marea Preoteasă, interesant Preoteasa, Marea Preoteasă este la limita între două lumi, da?
Această călătorie spirituală poate să ține și de accesarea unor alte dimensiuni. Bine, sper că nu vă faceți acum un film fantastic în minte când zic așa ceva. Înțelegeți corect ceea ce vreau să spun, da? Investigați, căutați adevărul și îl veți găsi și îl veți transmite. Cum am spus și mai devreme, oarecum se leagă, dar e un pic mai subtil aici, ține de lecția spirituală a voastră și eventual îl veți revela sub forma unor învățăminte celor care vor să vă asculte, evident. Aici este vorba de un adevăr pe care îl spuneți celor care v-au rănit sau celor care vor mai avea vreodată atitudinea celor din trecut. În continuare, luna invers, asul de cupe și asul de bâte. Nu, de bâte, scuze, de monede. Nu știu ce mai zic și eu. Vreau să zic una și este alta. Probabil că e și o pasiune la mijloc. Toate sunt invers. Stau să se manifeste, sunt pe cale să se manifeste, toate se vor manifesta în momentul în care vă găsiți acest adevăr. Vă găsiți lumina, lecția, înțelegeți niște lecții. Hai să vedem ce ar mai trebui să clarific. Ia uite, faetonul apare, iar. Faetonul apare. Sunteți determinați să vă găsiți misiunea spirituală. Interesant, da? Și faetonul caută steaua, care înseamnă misiune spirituală. Și Marea Preoteasă și Eremitul își cunosc misiunea. Unii dintre voi s-ar putea să vă schimbați, așa și mesajul, așa vi-l transmit, misiunea. Unii veți înțelege de ce a trebuit să fiți singuri și n-ați putut să manifestați aceste relații. Și această singurătate simt că pentru unii ține de o misiune spirituală specială. Știu că sună ciudat, cui îi place. Ia uite, iar apare împărăteasa Gaia. Vă conectați la o energie specială a naturii, vă conectați la natură în această poziție a eremitului. Faceți eliberări în scris mental, faceți. Clarificăm luna. Oh, ce frumos, 10 de cupe. Puh! 10 de cupe. Înseamnă fericire maximă. Veți descoperi în această perioadă, unii dintre voi, că vreți să-mi recunoașteți, să nu vreți să recunoașteți, veți descoperi cât de curând, această perioadă poate să varieze, repet, nu ține doar de o lună, poate să mai dureze. De ce nu ați putut să vă bucurați de relații armonioase, super fericite? Că asta își dorește orice om, sau cel puțin așa zic eu cu orice om. Din cauza acestor răni, din cauza acestor traume care vin și din copilărie, copilul interior, că vorbim de mamă, de lună, da? Și din lumii, din vieța anterioare, pentru cei care cred. Interesant. Apare la capătul setului de cărți regina de monede și regele de apă, da? Că e una și aceeași persoană care se eliberează, da? De aceste spade. Sunteți o forță de temut în momentul în care vă eliberați. Dar, dragii mei, tigru pentru mine mi se pare o energie spirituală. Da, poate să fie feroce, dar poate să fie și foarte blând. Oamenii care au încercat să vă pună iar 10 de spade, da? Oamenii care au încercat să vă pună în această cușcă, să vă blocheze mental, să vă țină în niște idei care nu țin de conceptele voastre adevărate, vor avea o revelație, evident, că voi veți ieși, cum arată și cărțile, din această etapă, din acest ciclu și veți manifesta, ia uite, doi ași, asul de spirale, da, de bâte, cum am zis mai devreme, și asul de monede. Se manifestă această fericire, se manifestă această dragoste adevărată, regele de cupe, pe care l-am mai văzut mai devreme. În momentul în care începeți și învățați să manifestați, că regina de monede manifestă. Scrieți, creați, orice faceți, faceți cu mare pasiune și este o transformare care se întâmplă în voi în această perioadă
Evident că poate să fie și un semn de pământ în preajma voastră și un semn de apă. Există apă, pământ, asul de cupe, asul de monede, invers, există acest potențial, dar trebuie să vă vindecați, voi în primul rând și eventual și persoana respectivă. Oh, ce ar mai trebui să mai fac? Am pus o mică clarificare. Hai să vedem. Ia uite unde s-a oprit setul de cărți aici la Phoenix. Vorbim de transformare, da? Frumos. Sunteți în plină transformare, vindecare. Ia uite. Mai ce chestie. A vrut să se arate în 8 de spade. Am zis, această energie negativă care v-a tot înconjurat, v-a tot blocat, v-a blocat acest curcubeu, măi, v-a blocat spiritualitatea într-un fel sau altul, dar voi creșteți, ia uite, asul de băte. Deranjați pe ceilalți, nu-i problemă, deranjați pe ceilalți că vă treziți, că vă vindecați în primul rând, că poate de trezit sunteți mai de mult timp treziți, ia uite, crocodilul, da. E prima carte din semnele de apă. Există cineva care vă urmărește transformarea. Ar vrea să vorbească, să vă vorbească, posibil acest semn de aer vă urmărește în continuare și s-ar putea să vă urmărească această transformare și vindecare. Dar. La capătul setului de cărți apare lepăda, un soi de cavalerul de cupe, cam așa ceva. Voi mergeți frumos în acest proces de vindecare, voi mergeți frumos către regăsirea voastră, a esenței voastre, a variantei, cum am zis și ieri, variantei voastre cele mai bune și cele mai reale, vă vedeți proiecțiile pe care le-ați trăit și începe să manifestați adevărata voastră personalitate. Așa simt. Cam atât pentru numărul 1. Deja simt un consum de energie în acest moment. Dacă aș spune mai multe, probabil că aș consuma mai mult. Ok, dragii mei, o să pun cărțile deoparte. Le amestec după ce termine tonarea. Le pun în ordine, adică. Acum. Trecem. Trec. Eu trec la numărul 2. Numărul 2. Care în momentul în care l-am amestecat a vrut să se arate roata norocului. Roata norocului care înseamnă schimbare de energie. Foarte posibil în octombrie se schimbă energiile. Foarte interesant să opriți la judecată. Renaște, se schimbă. Ia uite, 2 de... 30 de fapt. 30. 10, 10, 10. 30. Se schimbă. Și voi vă vindecați ca cei de la numărul 1. Oarecum. Începeți să luați de la zero, vreți să renașteți, vreți să renașteți, să vă transformați și este minunat. Vă ascultați îngerii, intuiția, vindecați. Cum am spus și la prima etalare, o să fac un pic altfel, împar cărțile în două și le amestec și voi folosi și cărțile în poziția sus-jos. Numărul 2. Ce se pregătește pentru octombrie? Ce a vrut să se arate? Cavalerul de bâte. Pasiune, proiect, explorare. Acum rămâne de văzut a cui soarele. Ce frumos, soarele. O situație pozitivă care va aduce bucurie. Pasiune, am zis. Ok. Încă o dată. Numărul 2, octombrie. Și voi ieșiți dintr-un ciclu de trădări. Am văzut 10 de spade. Acum să tai. A, să tai în fața voastră, da? Odată. De două ori, de trei ori. Nouă de cupe. Asul de cupe invers. O să pun așa. Și opt de monede invers. Asul de monede invers. Eremitul, interesant. A avut și numărul 1, eremitul în aceeași poziție. Regina de monede invers.
asul de spade invers, asul de bâte normal și cavalerul de monede normal. La capătul setului de cărți, împărăteasa, superb! Pentru unii dintre voi, iar seamănă într-un alt fel, dar seamănă oarecum, vorbim și aici de vindecare. 8 de spade, blocaj mental, încercarea altora de a vă impune părerile lor, de a vă manipula, de a vă, prin frică, vă manipulează prin frică. Și se vede că va manipula bine pentru că același personaj se regăsește în pat, nu poate să doarmă, nu poate să-și găsească liniștea noaptea. Însă apare această nevoie de manifestare. Da, foarte posibil simțiți că ați fost manipulați cu acest magician, că tot am zis. Dar mai există și această conștiință, trezire, să zic. Da. Se face cât de curând sau a început deja să se manifeste. Conștientizați că ați fost într-o relație, ori job, evident, ori relație de familie, poate să fie și cu părinții, cu mama, poate să fie, că marea împărăteasă poate să reprezinte și mama, soția copiilor voștri. Conștientizați că a stat într-o relație, căsătorie sau relație de lungă durată în care ați fost manipulați. Dar toate cărțile arată așa ceva. Și v-ați simțit singuri, v-ați bătut singur, 7 de bâte, v-ați bătut singur, ați fost singur în această... ați simțit în frig. E ca și când ați avut parteneri. Într-un fel sau altul. Dar dacă renunțați la această relație, la acest ciclu, la acest job, la această ce-o fi ea, aveți parte de creștere. Aveți parte de abundență. N-ați putut manifesta abundența din cauza că a stat în preajma oamenilor, repet, care v-au manipulat verbal, v-au rănit, v-au blocat, v-au impus frică, diferite lucruri. Dar vreți să manifestați un nou ciclu, eliberarea de aceste responsabilități și să manifestați abundența. Acum, în continuare, numărul 2. Că-i trecut, cât o fi de îndepărtat sau de apropiat, nu mă interesează pe mine foarte mult. Voi știți, pentru că e etalare colectivă. 9 de cupe, asul de cupe, invers, 8 de monede. Invers. Ați fi vrut să fiți într-un cuplu, fericit cum se și vede. Așa ați crezut. Așa ați crezut cândva. Așteptați doar o cupă să vi se ofere, dar nu vi s-a oferit. Nu vi s-a oferit. Cineva în trecut nu a vrut să muncească să ofere această cupă, să vă ofere vouă. Voi poate, așa arată cărțile, de-aia zic, voi sau ei, rămâne de văzut în ce postură sunteți voi, în ce poziție, ei sau vorbesc despre voi sau despre ei aici. Unul dintre voi a fost foarte entuziasmat de potențialul unei iubiri, unei relații. Foarte posibil că v-ați întâlnit la locul de muncă. Mm-hmm. Însă, faptul că a venit 8 de monede invers, dă în 7. A trebuit să așteptați. Și, dragii mei, cred că ați așteptat prea mult. Și am fior acum când zic. Cred că ați așteptat prea mult pentru că 7 de monede poate să însemne chiar și 7 ani. Chiar și 7 ani. 7 luni. Mai ales că am văzut 10, da? Și încă 20. Unii ați așteptat foarte mult. Această fericire, da? Pentru că, să vă arăt, dacă persoana, unul dintre voi, ar fi muncit, ar fi transformat acest potențial, ați fi putut să fiți 10 de cupe. Două persoane fericite. Însă unul nu a vrut să dăruiască dragostea. Foarte posibil unul a fost foarte concentrat pe, a fost mai egoist pentru că 9 de cupe e varianta negativă a lui, dar aici totuși e pozitivă. Însă, o zi, dacă tot a venit mesajul, 9 de cupe poate că a fost o persoană care s-a concentrat doar pe satisfacțiile personale, nu a vrut să muncească și nu a vrut să dăruiască și altora. Nu a vrut să dăruiască din prea plin.
A fost o dragoste care nu s-a putut manifesta la potențialul ei. Repet, din cauza că cineva nu și-a făcut transformarea, alchimia personală. Foarte posibil unul dintre voi a fost concentrat prea mult pe muncă, prea mult pe bani și mai puțin pe emoții. În prezent, asul de monede invers, eremitul, ca la numărul 1, central, și regina de monede invers. În prezent, vă semn de apă, da, clar, peștrac, scorpion, fecioară, capricorn, taur, semn de aer un pic și un pic semn de foc. În prezent, am aici taur, fecioară, capricorn, toate zodiile de pământ, dacă asta contează. În prezent vreți să investigați, să puneți lumină în acest întuneric. 9 și 9. Să înțelegeți lecția spirituală. De ce nu ați putut manifesta, să zic, spor la bani pentru cei care ați muncit și n-ați avut? De ce nu ați putut manifesta o relație stabilă de lungă durată? De ce ați pierdut bani unii dintre voi? Vreți să investigați această problemă? Pentru că unii dintre voi v-ați pierdut simțul valorii. Regina de monede înseamnă o persoană care se apreciază, care are valoare, care manifestă. Cum am zis mai devreme, nu ați putut manifesta, dragii mei. Unii dintre voi nu ați putut manifesta această abundență din cauza prea multor responsabilități, că v-ați implicat, v-ați pus energia în direcții care nu erau pentru voi. Ce să mai? Am zis mai devreme, ascultați, reascultați mesajul, da? Și interesant, pentru că am vorbit de manipulare. Cineva v-a băgat în cap că nu sunteți suficienți de valoroși, că nu sunteți cu suficienți de capabili, că trebuie să mai așteptați, că nu știți în ce să investiți, că nu știți cum să munciți. A, interesant, că nu aveți suficientă îndemânare într-una, într-alta. Am văzut pe cineva care v-a manipulat, da? Eventual, vreți să vă regăsiți, da? Pentru că asul de monede înseamnă valoare. Și valoare este aici. Este aici, în preajma voastră, este în voi. Trebuie doar să o găsiți. E un întuneric deocamdată în jurul vostru. Trebuie să se facă lumină, să vă găsiți această lumină spirituală, înțelepciunea și să vă regăsiți, dragii mei, valoarea. Ce frumos! Ce frumos! Ce frumos! În continuare aveți asul de spade invers. Pentru unii, dacă ați relaționat cu cineva cu marcaj, cum am zis mai devreme, marcaj în semne de aer, că s-a văzut, da? Îi lăsați deoparte. Îi lăsați. Pentru că vă dați seama că acest personaj nu v-a apreciat, nu v-a oferit relația de lungă durată, a fost concentrat pe satisfacțiile sale personale, emoționale. Eventual nu a împărtășit. Poate unuia dintre voi v-a plăcut prea mult să beți petrecerile. Da, foarte posibil, pentru că 9 de cupe în această poziție poate să arate pe cineva care lucrează la bar sau se joacă cu, da, paharele. Adică, încă unul și încă unul și încă unul, până picăm jos, da? Și uite așa se duc banii și uite așa nu manifestați o dragoste adevărată, sacră, sacră, ci un consum emoțional în direcții care vă consumă și banii, care nu vă cresc, da? Nu vă transformă, cum am zis mai devreme. Deci, în viitor, asul de spade. Dacă e cineva care, într-adevăr, v-a manipulat, îi lăsați, e asul invers. Nu manifestați nimic cu ei. Vreți să vă regăsiți, dragii mei, să vă regăsiți voi, nu doar valoarea, vreți să vă găsiți și energia și pasiunea. Și eu zic că o să vă regăsiți încet încet și valoarea, pentru că apare cavalerul de monede în poziție normală. Cu răbdare, cu
cu multă răbdare, vă veți reconstrui, în primul rând, și financiar, că dacă vorbim de valoare, trebuie să vorbim și de finanțe. Dacă ați pierdut financiar, vă veți reconstrui financiar o nouă lume. Veți merge cu răbdare, cavalerul de cupe merge către regină. Scuze, interesant. Poate este personaj cu marcaj sau care vă sensibilizează sufletul, da? Cavalerul de monede merge către regina de monede. Asta este evoluția lui, da? Și dacă voi sunteți aici neîncrezător în valoarea voastră, sunteți dispuși să mergeți pas cu pas, obedient, calculat, precaut, să vă faceți planuri, să investigați corect, să construiți cărămidă cu cărămidă, tot ce trebuie în drumul vostru ca să vă ridicați, să deveniți regina de monede. Un om de valoare, un om stabil, un om care manifestă lucruri. Da? Cum am zis, vreți să manifestați, revin, vreți să manifestați abundență. Că, oarecum e similar regina de monede cu împărăteasa, da? Vreți să manifestați abundență și știți că puteți să faceți în momentul în care renunțați, da? Și renunțați la acest 10 și manifestați asul. O pasiune pentru cineva sau vă concentrați toată energia într-o singură direcție, nu în 10 direcții, da? Nu în 10 direcții. Hai să ne alte mesaje mai vin. Am zis, asta cu personajul, da? Un personaj care v-a manipulat, cu care n-ați crescut și care eventual ți-a plăcut să petreacă sau nu știu ce alte lucruri. Sau pur și simplu nu a împărtășit. Deși voi ați avut emoții față de ei. Mai simt. Asul de spade invers. Asul de spade de obicei în poziția normală vorbește. Este o spadă ridicată. Vorbește, comunică. Și comunică cu înțelepciune, cu victorie. Deocamdată sunteți și voi în căutare ca și la numărul 1 oarecum. Și țineți oarecum vorbele. Vă țineți vorbele. Și e bine. Nu spuneți nimănui ce investigați și ce faceți. Nu spuneți. Vă regăsiți într-adevăr energia, pasiunea, ce mai este, o idee. Veți găsi, că am zis că voi acum căutați în întuneric ceva, o idee, lumina, spiritul. Și veți găsi aici, în acest as de bâte, bâtele reprezintă spiritul. Vă regăsiți și pasiunea, dacă v-ați izola din punct de vedere sexual, vă veți regăsi oarecum pasiunea pentru cineva. Și veți merge pas cu pas către, bănuiesc că acest personaj, împărăteasă, personaj care vă inspiră să, persoana aceasta inspiră împărăteasa, vă inspiră să lăsați responsabilitățile și nu în sensul să renunțați la ceva care era valoros. Nu, repet, n-a fost nimic valoros pentru că ați fost manipulați. Într-un job, repet, poate să ține vorba, să fie vorba și de un job, da? Ați fost, dragii mei. Ați fost. Am văzut și spânzuratul, stagnare și mai multe. Deci vă regăsiți o idee. Lumina. Pasiunea într-o direcție și mergeți hotărâți. Nu contează cât va trebui să construiți și să mergeți pe acest drum, sunteți hotărâți să ajungeți la regina voastră de monede. Adică la o persoană care vă apreciază, o persoană valoroasă și valoroasă, dar care vede și valoarea în voi. Și e minunat, pentru că nu avem cum să relaționăm corect, dacă nu suntem apreciați, da? Și atunci veți răsuci toți așa în poziția normală. Ar trebui să clarific ceva? Ce ar trebui să clarific? Dintre voi s-ar putea să, dacă ați fost într-o căsnicie, să renunțați, pentru că regina de monede este soția, să renunțați, da, la partenerul vostru. Înțelegeți că e o lecție spirituală, asta e, vă detașați și căutați,
căutați să vedeți unde puteți să începeți o nouă relație. E prin preajmă o nouă relație, asul de monede. O nouă relație stabilă cu cineva e prin preajmă, dar trebuie să găsiți. Și aveți această pasiune. Ia chiar, hai să vedem. Asul de bâte. Cine e asul de bâte? Ia stai că am văzut o carte. Ați fost supărați, 4 de cupe, supărați. Ați plâns? Ia, asul de bâte, clarificăm. Trei de cupe, invers. Interesant. Înseamnă, așa simt. Da, steaua. Dragii mei, unii dintre voi, într-adevăr, vă despărțiți de, așa, vă despărțire, pentru că apare turnul, roata norocului, roata care a apărut și la început, schimbare de energie, regele de spade, interesant că a apărut și la numărul 1, steaua, care posibil să fie semnul vărsătorului sau cu marcaj în semnul vărsătorului sau Saturn în vărsător să vă aducă această eliberare de cineva care v-a manipulat, da? Și acest turn să vă aducă în postura să manifestați o nouă relație, pentru că aveți două cuiburi. Trebuie să alegeți între două variante și ați ales trei de cupe. Spune că ați ales din trei persoane sau, da, vor rămâne două. Vor rămâne două. La un dat a apărut cineva în context. Interesant. Ia, mai clarificăm o dată. Mai clarificăm o dată. Da, vă transformați. Începeți o nouă lume. Am văzut mai devreme? Am zis de nouă lume? Unde am zis? Am zis undeva. Nu mai știu. Am zis undeva. Începeți o nouă lume. Interesant. Interesant. Măi, vă separați de cineva pentru că apare aici împăratul, aici apare împărăteasa, apare o relație de cuplu care a fost o relație sau o căsnicie care a fost epuizantă pentru unul dintre voi și apare la un dat acest trei de cupe, dar apare invers, adică a fost un triunghi. Că triunghiul înseamnă, repet, poate să fie și jobul vostru. Ați muncit foarte mult în acest job și nu ați dat atenție relației. Poate să semne o persoană care vine, dar nu simt că încă v-ați dus cu acea persoană. Este doar scânteia care a aprins această transformare în psihicul vostru și vorbim de eremit, de psihe, de lume, da? Și am văzut lumea mai devreme, să nu uit, da? Da, mai, nu, judecat am văzut-o. Se întâmplă ceva în voi în această perioadă de vă transformă întregul suflet. Ascultați Psihe și Eros. Da, interesant, pentru că aici este Eros. Este o pasiune pentru cineva. Eros și Psihe. Da, o să vă atașez la sfârșitul videoclipului, eventual. Sau căutați în playlist. Și dacă, repet, dacă a fost la un moment dat un 3 de cupe, nu zic că s-a dus cineva. S-a produs transformarea prin prezența, energia cuiva. Înțelegeți, da? Și apare și regina de monede, normal. Unul dintre voi vrea să fie partener de valoare lângă cineva care este oarecum mai sus. Da? Cavalerul de monede și regina de monede. Da? Dar regina de monede deocamdată este invers. Trebuie să vă separați de un partener care nu v-a oferit ce ați avut nevoie, ca să puteți să manifestați alt partener, și se vede că îl manifestați aici, regina de monede, normal, alt partener de valoare, care vă vede valoare, care vă apreciază și cavalerii, dragii mei, pot fi nemaipomeniți. Pentru că uneori regii pot fi odioși, cavalerii salvează reginele în situațiile de criză. De-aia zic, unul dintre voi lucrează la a manifesta stabilitate, protecție, creștere
un imperiu, în sensul frumos al cuvântului. Nu zic muse că vreți acum să faceți, eu știu, câți bani. Nu, nu în sensul ăsta. Dar așa se zice, un imperiu, un domeniu al vostru. Unde s-a oprit? La unicorn. Am zis că cineva vă inspiră. Cu aceste semne de apă și cu eremitul și cu asul de bâte, există cineva care vă inspiră. Și dacă în trecut, hai să mă dau și vertical aceasta, dacă în trecut cineva nu a vrut să lucreze în relație cu voi sau a trebuit să așteptați, să investigați, să așteptați mult pentru regăsirea valorii voastre, în viitorul apropiat, repet, faceți pașii necesari, cu răbdare, cu răbdare. Este cineva care vă inspiră. Hai să vedem. Numărul 2. Ah, ce frumos! Cu răbdare, vă ridicați deasupra situației, aveți regina de spade, oarecum, în sensul că vă ridicați uliul, da? Deasupra problemelor. Uliul, vulturul, întotdeauna mi-aduce aminte de transformarea scorpionului, da? Și veți merge cu răbdare, 8 de cupe sau 8 de apă, vă detașați de situațiile în care n-ați putut să creșteți și ați stagnat oarecum, ați așteptat, am zis 8 de monede, invers înseamnă 7 de monede, normal. Așteptare, așteptare, așteptare. Muncă cam degeaba. Dar vă detașați, 8 de cupe, vă detașați de emoțiile care nu v-au crescut, vă detașați de toate situațiile neplăcute și mergeți către 9 de cupe. Mergeți eventual către acest personaj, căreia nu i-ați putut să-i oferiți dragoste pentru că a fost într-o situație. Ia uite, regele de monede, regele de monede și regina de monede. Și am văzut împăratul și împărăteasa. Da, cineva vă luminează în întuneric. Ce frumos. Și aveți asul de monede sau ursul. Aveți o energie. Și lucrurile se manifestă repede. Leopardul. Da, nu zic de leopard, e ghepardul, pardon. Cam atât, dragii mei. Sper că ați înțeles. Sper că ați înțeles. E frumos ce se întâmplă. Se întâmplă transformări în viețile tuturor și este de bine. Eu o să încep să strâng lucrurile. Adică, nu lucrurile, cărțile. Nu pun pauză pentru că dacă pun pauză se... va fi afectat sonorul și nu vreau să fie afectat sonorul. Nu știu de ce se întâmplă chestia asta. Dar îmi strâng cărțile. Le așez după ce termin etalarea. Nu acum. Și trec la următoarea etalare. Căței mei sunt cam disperați. Adică cățelușul meu disperat. E cam foame, mă cam caută, dar asta e. Un vis. Un vis frumos, dar pe care cineva încerca să-l controleze. Un vis pe care cineva încerca să-l controleze mental. Ok. Am zis, dragii mei, că împart cărțile în două și le răsucesc invers. Așa va fi această etalare. Și cu cărțile invers, ca să vedem și altfel de mesaje, să fiu un pic mai la obiect. Numărul 3. O dată, de două ori, de trei ori. Ok, și acum tăiem. Numărul 3 în octombrie. Ce experimentează? Ok, ok. Oh, trust. Frumos, frumos, frumos. Un soi de cavalerul de cupe. Oh, breakthrough. Frumos. Creativity. Wow. Wow, wow. How, how, how. Participare? Politică invers. Ați scăpat de vot, gata, ați votat sau n-ați votat, că nu prea avem pe cine să votăm. Morality. Păi da, într-adevăr, moralitatea, mai ales la secțiile de vot, este îndoielnică. Interesant. Dar participarea a fost suficient. Ok, ok. Intensity, rebirth. Și succes. Ok.
Apare la capătul setului de cărți epuizare. Unii dintre voi vorbesc despre unii, că sunteți voi cât partenerul la care vă gândiți, dar unul dintre voi sunteți epuizați. Unii dintre voi. Foarte posibil că ați avut de-a face cu o situație care a stagnat, nu că doar a încetinit, a stagnat. Cineva n-a vrut să facă compromisuri pentru că, evident, conștiința invers. Conștiința nu l-a lucrat. În momentul în care este invers, e clar că cine nu vrea să facă compromisuri blochează evoluția din cauza lipsei acestei cunoașteri a sinelui. Ei, și lucrurile duc la epuizare, la aglomerare de lucruri, la oboseală. Interesant. Acum, trecut, prezent, viitor, dar evident că variază de la om la om. În trecut, că o fi apropiat, că o fi mai depărtat, iar voi știți. A apărut cineva în viața voastră, așa, ca din cer. Așa simt să vă transmit, așa. Îmi doresc foarte mult să fie așa. Pentru că e prima oară când văd această carte. Cineva vine în viața voastră ca din cer. Cu multă încredere. Vă dă încredere să spargeți niște ziduri, niște preconcepții. Seamănă este 11, este justiția, dar aici arată altfel. Se face justiție, să zicem, în viața voastră. Poate că aveți marcaj și cu creativitate, care înseamnă împărăteasă și justiția, poate aveți marcaj în balanță, că văd multe semne de aer. Însă, da, n-ați putut să comunicați ceva. Te aștept ca din cer. Interesant, cum era? Să-mi aduci ce? Mister? Era Loredana Groza, am și uitat versurile. Te aștept ca din cer. Probabil că ați așteptat această persoană ca din cer. O persoană foarte creativă, care sparge oarecum normele, persoana respectivă sparge normele, sau voi, evident că puteți să fiți și voi, dar eu simt că e o persoană, da. Care a aterizat într-un mod neașteptat în viața voastră și v-a făcut să explodați într-un fel de fericire și mai ales de creativitate. Să explodați de creativitate, pentru că așa se întâmplă când ne îndrăgostim. E similar cu cavalerul de cupe, da? Persoană care este drăgălașă, simpatică, într-un fel sau altul. Și venirea acestei persoane sau idei, poate să fie și idei, că vorbim de creativitate, sau idei, vă ajută să spargeți și voi niște preconcepții. Niște ziduri pe care le-ați creat în jurul vostru, mai ales dacă ați ajuns în postura asta. Da? Spargeți tot acest haos, gata, dărâmați. Vă regăsiți încrederea în creativitatea voastră prin prezența, aterizarea acestui personaj sau, repet, poate să fie și o idee. În prezent aveți participare. Participarea care este similar cu 4 de bâte, 4 de bâte care înseamnă flăcări gemene. Pentru unii poate că aveți de-a face cu o flacără geamănă. Însă participare, semn de, nu mai contează, foc, aer, avem și arcane majore, participare. Vreți să participați în ce? În crearea unui cuplu, 4, înseamnă casă, casa a patra. În crearea unui cuplu, a unei familii, dar bazate pe pasiune, pe creativitate, pe interese comune, pe drăgălășenii, da? Pe bucurii. Vreți să participați. Și trebuie să renunțați la aceste măști. La aceste măști. Ele au venit invers și înseamnă că renunțați. E bine. E bine că renunțați. Și dacă la un moment dat cineva a avut tendința să fie exagerat de moralist sau imoral,
Eu zic că începe să vedeți în spatele acestei măști, pentru că moralitatea asta poate să fie dusă și la extrem. Da, e ok să fii corect, că vorbim de justiție, de moralitate, da, e ok, dar unii sunt prea morali, da? Și era un proverb, lupul moralist, da? Și alții prea imorali. Începe să vedeți în spatele acestor măști. Și mai ales iluzia acestei idei, moralitate, imoralitate, este o iluzie, pentru că ține de un mental. Da? Esența noastră nu constă în felul în care. Trebuie să-mi aleg cuvintele. Esența noastră ține de spirit, da? Nu de sistemele de credință, de gândire pe care le manifestăm într-o viață. Deci începe să vedeți în spatele acestor iluzii și vreți să participați în altfel de relații în care vă regăsiți, cum am zis mai devreme, creativitatea, pasiunea, emotivitatea, emoțiile, da? Vreți altfel de relații să construiți. Patru, vreți relații stabile. Dar repet, pe alte principii, pentru că în această perioadă, probabil că și uitându-vă la, eu nu mă uit la televizor, dar mai aflu pe internet din greșeală ce se mai întâmplă în lumea politică. Poate că și evenimentele politice vă ajută să înțelegeți în spatele iluziilor ce se întâmplă. E un șarpe, e un ego. Aici e un ego, iar. Dar se poate, ego-ul se poate manifesta și pozitiv, totuși e un soare, un soare creativ. Ego-ul are și el fețele lui, fețele și măștile lui. Vedeți în spatele lor. Pentru că ați început în ultima vreme să spargeți, să dărâmați aceste blocaje și, repet, preconcepții. Și sunteți în plin proces, în viitor, continuați acest proces de transformare, de spargere, de șabloane, de restructurare. Că va fi o restructurare, e un Uranus aici, știu, nu-i turnul. E justiția, dar justiția văzută dintr-o altă perspectivă. În continuare, manifestați o renaștere. E frumos că a venit invers, pentru că altfel ar fi fost 10 de spade în poziția normală. 10 de spade a apărut, oarecum seamănă etalele, oarecum, cu mici diferențe. A apărut și în etalarea numărul 1, 10 de spade. Dacă ați stat în cârca cuiva, dacă v-ați lăsat influențați de egoul vostru, că vorbim de ego, da, și aici, și aici, sau al altora, vă ridicați deasupra lor. Îi lăsați pe ei să-și ducă toate aceste idei. Și vă pierdeți pasiunea. Intensitatea inversă înseamnă pasiune. Vă pierdeți pasiunea pentru acest gen de oameni, de relații și vreți să mergeți cu succes sau către, repet, 6, 4, 6 oameni care vă completează, dar dintr-o altă perspectivă, cum am explicat la început. Cu care puteți să vă bucurați, da? E un succes, puteți avea succes. Profesional, posibil unii lucrați într-un domeniu care ține de creativitate, muzică, pictură, poezie. Poezie mai puțin, dar e posibil. În fine, lucrați într-un domeniu creativ, aveți succes, dar la acest succes, într-un mod subtil, pe care poate doar voi știți, la acest succes participă cineva care va ajuta să vă transformați și să renașteți. Și oamenii care v-au arătat, ce am spus mai devreme, măști, v-au tratat într-un mod fals sau extrem de moralist sau extrem de imoral,
Oamenii aceia, fața de acei oameni, vă pierdeți pasiunea, intensitatea, interesul, nu vreți să mai participați în relațiile cu ei. Îi lăsați să-și ducă să se manifeste în felul lor. Voi vreți să renunțați la aceste dezamăgiri și vreți să mergeți cu succes. Unii dintre voi o să aveți un succes care ține de nu doar la nivel național, un succes internațional. Și intrați în ultima perioadă veți intra în această colaborare, participare și succes. Dați în urmă să reascultați eventual ce am spus la această carte, da? Da, este frumos. Veți avea un succes cu un personaj care este foarte puternic, la fel de puternic ca voi. Sau, eventual, poate să fie mai puternic. Puteți să fiți voi aici, ei să fie mai puternici. Să fie, într-adevăr, o diferență de ceva între voi. Dar voi doi manifestați varianta pozitivă, pentru că fiara aceasta, similar cu puterea, aici este succesul, 6 de bâte, dar seamănă cu puterea din tarotul clasic. Seamănă foarte mult. Nu este leu, este tigru. E tot o fiară, tot un ego, dar e un ego care se manifestă la nivel intuitiv, într-un mod creativ și va aduce succes. Și repet, un succes mondial. Ia, ce continent ar putea să fie acesta? Să fie America? Rămâne de văzut. Există diferențe între voi doi. Între voi doi. Probabil că le-ați analizat. Am vorbit la început despre un personaj care cade ca din cer. Exact în cărca voastră. Sau invers. Cade ca să vă țină, să vă susțină în drumul vostru către succes, într-o formă sau alta, subtilă sau mai puțin subtilă, totuși etalare colectivă. Dar există niște diferențe. Diferențe și de cultură și de vârstă și de abordare. Unul dintre voi este în zodia tigrului, în zodiacul chinezesc. Așa simt, așa vă zic, da? Ia să vedem ce să clarificăm. Ce să clarificăm? Acest 7 de spade. Hai să clarificăm. Numărul 3. Clarificăm 7 de spade. Regele de monede. Regele de monede e o energie foarte fixă. Am zis că vreți relații stabile. Dacă până acum ați fost în relație, ați fugit, pentru că 7 de spade e un personaj care fuge, da? Am mai spus oarecum, cu alte cuvinte mai devreme, ați trăit măștile voastre sau ego-ul negativ sau proiecțiile altora. Acum dați măștile jos, sunteți sinceri în primul rând față de voi și vreți să manifestați acest rege de monede. O energie stabilă, iar creativă, care aduce bani, care aduce statut, succes. Și aveți, într-adevăr, aveți un nou început, asul de monede. Și asul de spirale. Dar trebuie să alegeți cu mare grijă. Între această prăpastie, între aceste minciuni și această transformare, dragii mei, și această nouă idee, asul de spirale înseamnă idee, iar e o chestie care ține de creativitate, pasiune, dar o pasiune cu care puteți începe o relație de lungă durată, un proiect. Casul de monede nu ține doar de relații, ține și de proiecte financiare, proiecte de care or fi colaborări, da? Și aveți viziune. Eventual, acest personaj, într-un fel sau altul, care la un moment dat a picat din cer, personaj sau idee sau proiect, da? A picat ca din cer, ca o viziune. Aveți viziune despre acest nou sau acest potențial.
Aveți doi ași, da? Doi de monede, nu, asul de monede și asul de bâte. Pasiune și stabilitate. Și e frumos. Ce ar mai trebui să clarific? Ar mai trebui să clarific ceva? Nu, nu o să ai. Nu o să ai. Și iar apare aici regele de spade, semn de aer, eventual. Cineva cu marcaj sau care își manifestă varianta pozitivă, de-aia îmi plac cărțile astea, manifestă varianta pozitivă a marcajelor pe semne de aer. Că aveți soare în balanță, că aveți eu știu ce planete în balanță, că vorbim de zodia balanței și de vărsător sau gemeni, iar pe mine nu mă interesează foarte mult, voi știți, este că manifestați această capacitate de a vedea în spațiu, da? De a zbura, zburați cu gândul, aveți încredere, da? Asta înseamnă trust, aveți încredere. Este frumos ceea ce văd, este frumos. Ce ar mai fi să... Pentru un alt mesaj, pentru cei care într-adevăr ați trăit întâlnirea cu cineva care a picat ca din cer, am rămas fixată pe expresia asta pentru că e prima oară când văd această carte în sensul ăsta, simțiți în această perioadă să participați, să lucrați o relație, o relație care este și spirituală, ghidată, e o cruce, da? Cruce înseamnă spiritualitate, da? Și până atunci vă controlați intensitatea, pasiunea, pentru că știți că înainte de a construi, voi vreți într-adevăr, dar trebuie să treceți printr-o transformare, în această renaștere și eliberarea de vechile voastre măști, de vechiul ego, transformarea asta continuă, transformarea asta continuă, da? Ca să ajungeți în postura de rege de monede, de om stabil, cu un anumit statut, da? Social, politic, profesional. În continuare, am zis că vă transformați, creativitate, moralitate invers și succes. Interesant. Pentru unii dintre voi, începe să vă puneți întrebări în legătură cu succesul și abundența pe care unii oameni, inclusiv voi, o manifestați din punct de vedere moral. Este moral sau imoral să am atâția bani, ca să înseamnă abundență, înseamnă creativitate, înseamnă împărăteasă, să am atâta succes. Este moral sau imoral? Creativitatea. Îmi aduce succes, ok, dar depinde foarte mult și de acest concept. Creativitatea poate fi manifestată moral și imoral, da? Știm și obiecte de artă și cântece și versuri care nu sunt tocmai morale și totuși aduc succes. Este o chestiune la care meditați unii dintre voi și poate ar fi bine, dacă tot vă spun eu, să meditați la așa ceva. Hai totul să clarific și această moralitate invers. Clarifică moralitatea aceasta invers. Numărul 3. Mi se pare un concept interesant. Amestec o dată. Roata norocului. Da. Unii poate ați jucat. Poate vă place să jucați, este că vreți să schimbați energia. Dacă unii dintre voi ați manifestat abundență, creativitate într-un mod aproape imoral sau exagerat, e o chestie exagerată, da? Vreți să schimbați această energie, roata norocului ține de Jupiter. Jupiter o energie spirituală. 8 de cupe, lăsați în urmă iar niște proiecții, niște iluzii, niște emoții negative. Și mergeți, ia uite, 9 de monede către stabilitate, 9 merge către 10. Oh, ia uite, fantastic, 8 de cupe merge către 9 de monede și 9 de cupe. În secret,
Există cineva cu marcaj în semn de pământ sau de apă care iaute și vă vindecați emoțional, The Healer și Luna, da? Vă vindecați emoțional. Sper că ați înțeles cât de cât mesajul. Hai să mai vedem ce alte. E, uite. 9 de cupe. Proscuța care primește binecuvântări și se transformă în prinț. Da, așteptați doar un sărut. A, ce frumos. 9 și 10. Mai, dar se produc multe schimbări. Asul, asul de aer, iar semn de aer. Mergeți ca molia către această flacără. E o flacără care vă inspiră. Aici a apărut. Posibil repesem de apă pentru unii sau cu marcaj, neapărat născut în zodie, da? Cu marcaj, poate aveți o sinastrie pe lună, da? Sau pe Venus, sau case de apă. Am zis de casa patra a racului. Casa patra a racului, da? Hai să vedem. E frumos. Ce alte mesaje primim pentru numărul 3? Spre multe? Vreți să comunicați cu cineva, să cântați? Am văzut privighetoarea, cineva cântă. Cântați-mi și mie ceva, trimiteți-mi, dacă faceți cântecele, trimiteți-mi și mie pe Facebook să vă ascult. Okidoki. Ah, două am luat? Ok. Oarecum temători. Temători într-o situație emoțională foarte complicată. Apare șoricelul și ce-mi place mie, octopus, caracatița. Caracatița semn de apă. Mi-aduce aminte de scorpion sau de cine, personaje cu marcaje în casa 8-a, marcaje, planete în casa 8-a sau planete în scorpion. Și cineva cu marcaj în semn de pământ. Marcaj, zic. Însă există o situație emoțională, că tot am văzut aici 4 de pâte. Este o relație cu cineva, că tot am vorbit ceva la început. Cineva care vă atrage, dar într-un mod așa foarte provocator, sparge normele și totuși vă și sperie, vă atrage și vă sperie în același timp. Și totuși. Pentru că octopus ține de 8 și 8 înseamnă transformare. Eu zic că această situație vă ajută să vă transformați, eventual, că am mai vorbit de transformare la renaștere, eventual dacă sunteți prea concentrați, că de obicei șoricelul este concentrat pe bani, pe detalii, pe construcție financiară, e 3 de monede. Uneori exagerat, am vorbit de moralitate și imoralitate, de exagerări. Uneori este exagerat de obsedat de detalii. Ei, și apare totuși un personaj care este extrem de creativ, octopus este super inteligent și creativ, care transformă lucrurile, da? Care se infiltrează într-un fel în viața voastră, da? Și vă ajută să vă eliberați. Sau voi, sau ei, evident că vă găsiți poziția, de aceste frici, de aceste obsesii pentru nimicuri, pentru detalii, pentru stabilitate, pentru ziua de mâine, pentru, eu știu, ce ar mai fi. Eventual, mai simt un mesaj, acest șoricel poate să reprezinte oamenii aceia fricoși, care au trăit în spatele unor măști, da? Frica de ei însuși. Ei, da, am zis bine, da? Și dacă există asemenea personaje, voi vă transformați într-un mod creativ și inteligent. Avem creativitate. La capătul setului de cărți văd regele de foc, elefantul. Aveți o energie, elefantul, pe lângă faptul că e regele de foc, multă pasiune și aveți totuși, aveți pe cineva cu marcaj. Poate să fie și ascendent și voi să nu știți ascendentul sau luna sau Venusul. De aia zic, nu trebuie să fie musa zodie de foc, da? Să fie marcaj în semn de foc. Sau puteți să fiți voi, evident. Acest rege de foc, pe lângă faptul că are multă pasiune, și pasiunea asta vă va aduce către succes.
Pe lângă acest fapt, regele de foc elefantul reprezintă o energie care vine din astral ca să vă protejeze și ca să vă ajute să aveți succesul pe care îl meritați. Să sparge blocajele, energia aceasta din astral sparge blocajele, ia uite, iar este asul de aer, ia uite, asul de aer și asul de cupe, da, aveți un început și voi în dragoste și o înțelegere asupra unor lucruri, asul de spade. Vă ajută să spargeți niște blocaje, niște șabloane. Niște ziduri. Și să treceți prin ziduri, da? Să treceți prin ziduri și să mergeți către creșterea voastră, creativitate și către succesul vostru. Dar există cineva acest, da? Aici totuși la participare. Cineva vă e în preajmă, într-un fel sau altul. Măcar energetic. Măcar energetic. Sunt curioasă cât ați înțeles și cum a rezonat cu viața voastră. Da, a fost un pic altfel, am simțit nevoia de schimbare, că tot a venit roata norocului la fiecare, iau-te și aici, da? La fiecare etalare a apărut roata norocului, roata norocului care înseamnă numărul 10 și suntem în luna a 10-a. Schimbăm un pic energiile, da? Și stilul de a citi și de a prezenta cărțile. Cam atât, deocamdată, dragii mei. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, manifestați-vă, nu vă fie rușine, că eu mă bucur. Și ne auzim în următoarele etalare. Vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Pa! Numai bine. Ciao, ciao!